Am ajuns la expoziția Cosmobeauty și abia aștept să vă arăt ce lucruri mișto descoperim aici, așa că hai să mergem. O avem aici pe Amalia, care e cu spatele. Spune-ne bună! Bună, Amalia! Bună! Și abia am ajuns și vreau să mergem să descoperim toate standurile, să vedem ce lucruri e descoperim pentru noi. Hai să mergem! Și primul stand pe care l-am vizitat este Viorica România. Ador produsele lor, știți că vi le-am recomandat de foarte multe ori, iar fetele aveau foarte, foarte multe produse noi, produse pe care deja le știu și le îndrăgesc și le recumpăr de foarte multe ori. Astăzi, pe data de 9, este ultima zi în care îi puteți găsi la sala polivalentă, așa că dacă aveți drumul, faceți-le o vizită, plus că iau și 25% reducere la produsele, la toate produsele de la expoziție și găsiți foarte multe produse din gama Viorica Vie, găsiți creme cu SPF, creme de corp, parfumuri, au și gelurile de duș care miros absolut minunat. Deci crema asta e absolut minunată. Dacă aveți ocazia să o încercați pentru că este divină și să știți că cei de la Viorica România au și 25% reducere. Bam! Așa că vă așteptăm aici în ele, pentru că au foarte, foarte multe, au foarte multe lucruri din care puteți să vă alegeți. Apoi le-am făcut o vizită și celor de la 21 Colagen și place foarte mult colagenul acesta, chiar are gust de fructe. Bun, deci m-am întors acasă și vreau să vă arăt cu ce noutăți am venit de la standul celor de la Viorica România și de la Collagen 21. Plus că cei de la Viorica România au reduceri de 25%, așa că mi se pare foarte, foarte mișto. Și vă arăt imediat, pentru că am beneficiat și eu de reducerile lor și mi-am luat foarte multe produse. Unele produse sunt noi chiar și pentru mine, dar mi-am luat și favorite pe care le cumpăr și le recumpăr de fiecare dată. Așa că hai să trecem la treabă și să vă arăt ce mi-am achiziționat. La Viorica România, din gama Hydrobiotic, avem aici crema lor cu SPF. Fetelor, dacă nu folosiți SPF, este un must să folosiți, neapărat, neapărat. Așa arată crema. Eu o știu, am mai folosit-o și îmi place foarte, foarte mult crema aceasta. Arăt așa, le-am pus aici pe comodă ca să le vedeți, că nu știu altfel cum să vi le arăt. Mi-am luat aici un gel purifiant de față, pe acesta încă nu l-am încercat, dar apa asta micelară este super bună din gama Viorica Vie. Îmi plac foarte mult produsele astea. Stați că trebuia să încep cu asta. Am aici o loțiune de corp și de mâini. Pe aceasta nu am încercat-o din gama asta cu galben, dar am încercat în schimb scrub-ul acesta, Sugar Scrub, și mi-a plăcut foarte mult, l-am în baie, așa că mi-am mai luat unul ca să-l am de rezervă. Gelul ăsta intim cu 0% sulfat îmi place foarte mult, l-am mai avut și e foarte bun. La fel și gelul ăsta exfoliant, doamne, deci miroase ăsta atât de bine, mi-am luat două, mai am unul acolo. V-am zis că au avut reduceri de 25%, așa că am beneficiat și eu de reducerile lor și ăsta chiar mi-a plăcut foarte tare. Pumă de baie pentru mine, nu am încercat-o și am zis că, băi, trebuie neapărat să încerc. Mă vedeți și pe mine acolo. Iar aici am un săpun de mâini, mi-am luat 4 din astea. Mi-am făcut stocul, pentru că mi se par foarte bune săpunurile lor. Am încercat, dar ceva asemănător din altă gamă și pe acesta chiar nu l-am încercat. Și am zis că, băi, hai să iau genul ăsta, să văd cum este. Dar lângă standul celor de la Viorica România erau și cei de la 21 Colagen. Eu v-am mai arătat vouă colagenul lor și mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa că le-am făcut și lor o vizită. Și am aici un colagen care este foarte, foarte bun și are foarte multe vitamine aici pentru piele, pentru păr, pentru unghii, pentru articulații. Iar ceva super nou în portofoliul lor este această cremă cu SPF 25. Abia aștept să o testez, nu am încercat-o. Din ce am înțeles de la fete, deci este foarte, foarte nouă. Bun, și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut așa o zi cu mine. Astăzi am fost la evenimente. Să-mi lăsați mai jos în comentarii dacă ați încercat ceva din produsele pe care vi le-am arătat eu astăzi. Vă pup și să aveți grijă de voi. Ne vedem data viitoare cu un nou clip.